electorală cu pumni. Candidatul PD la funcție de consilier al orășelului Sângera susține că a fost agresat fizic de 12 indivizi. Potrivit lui Sergiu Tribugean, agresorii au fost puși la cale de candidatul PLDM la funcție de primar de Sângera, Valeriu Poiată. Liberal-democratul respinge acuzațiile și spune că el însuși a chemat poliția. Incidentul a avut loc aseară după o întrevedere electorală în comuna Dobruja. Democratul spune că a fost bătut de 12 persoane din anturajul lui Valeriu Poiată, care candidează la funcția de primar a localității din partea PLDM. Când a закончилась вся пресс ихняя конференция, мы разошлись по домам. После чего мне позвонил знакомый и сказал, что одного из ребят Гарифуллина Олега избивают за то, что он задавал вопросы активно. Мы поспешили к нему навстречу, где и со мной произошло то, что видят все люди. Поэту Валерий, и присутствие его, все это продолжалось. Он эти действия никак не останавливал, никак их не прекращал. Liberal-democrații neagă acuzațiile. Mai mult, candidatul PLDM spune că ar fi sesizat organele de ordine și că nu îl cunoaște personal pe consilierul PD. Grupă de persoane tinere care la rândul său am fost martor ocular că s-a încins într-o bătaie și erau sub influența alcoolului. Am sesizat poliția în mod de urgență care s-a deplasat timp de 10 minute a venit și asistența medicală. Persoana respectivă până în prezent după am informația nu a dat nicio declarație la poliție. Este al patrulea caz de agresiune împotriva concurenților din această campanie electorală. Decizia privind oficializarea islamului în Republica Moldova ar putea fi anulată. Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a cerut astăzi executivului să revizuiască legea cultelor și să anuleze decizia de înregistrare a islamului în țara noastră. Mitropolitul Vladimir i-a recomandat prim-ministrului să analizeze situația și legislația statelor vecine. La rândul său, Filat promite că va analiza propunerea sinodului. Vladica susține că în România, în cazul înregistrării unor culte, decizia se ia în urma consultărilor cu poporul, clericii și sinodul bisericesc, lucru care ar trebui să se facă și la noi. În fiecare zi avem zeci de sunete, avem zeci de vizitatori care roagă ca să, în rândul nostru, noi să rugăm conducerea guvernului ca să fie anulată această decizie. Noi clar că din partea creștinilor, clericilor și sinodul bisericii rugăm ca această decizie să fie anulată. Am convenit că vom crea și o comisie, dacă doriți, mixtă cu reprezentanții bisericii și din partea altor reprezentanți, pentru ca să ajustăm legea ca să fie una adecvată situației pe care o avem în Republica Moldova. Chiar dacă anterior mai mulți preoți au declarat că nu se vor mai ruga pentru conducerea țării, mitropolitul a dat asigurări că și în continuare clericii îi vor pomeni pe aleșii poporului în rugăciuni. Continuăm să ne rugăm pentru conducerea actuală, ca Dumnezeu să le dea putere să primească o decizie care ar satisface toate doleanțele creștinilor noștri de Republica Moldova. Săptămâna trecută, mii de enoriași, preoți, membri ai mai multor asociații ortodoxe au protestat în piața Marii Adunări Naționale. Creștini ortodoxi au mers spre sediul executivului, unde au depus un demers prin care au cerut revizuirea legii cultelor și anularea registrării islamului la noi în țară. Protestul a avut loc simultan în Chișinău, Bălți, Ungheni, Edineț și Cahul. Ploile din ultimele zile au mai făcut două victime. Doi frați, unul de 5 și altul de 9 ani, din Nimoreni-Ialoveni, au fost luați de ape chiar de lângă poarta caselor. Aceștia au fost salvați în ultimul moment de câțiva adolescenți. Starea copilului de 5 ani, care a fost traumatizat mai tare, este acum stabilă, spun medicii. Starea generală a copilului este de gravitate medie, internat cu diagnostic de traumă craniocerebrală acută închisă cu moție cerebrală, contuzie cu multiple scoriații ale țesuturilor moi pe întreg corpul. La moment copilul este în conștiință, răspunde adecvat la întrebări. La momentul internării avea acuzele de cefalee puternică, grețuri, vome repetate. Sora celor doi frați spune că aceștia erau singuri acasă atunci când s-a produs tragedia. Casa lor este localizată pe un deal. Începuse ploaia, iar băiețelul de 5 ani a ieșit la poartă să vadă cum curge apa. Fratele mai mare l-a urmat. În rezultat, șuvoiul de apă i-a târât pe ambii pe o distanță de 100 de metri. Eu ieșit la poartă să vadă cum merg valurile și ea și-a luat și s-a dus de urma lui. Ce doare acum? Câți anișori?
Dar cum te cheamă? Ioana. Dar cum s-a întâmplat? Poți să ne spui? Cei doi copii, Iașa și Octavian, locuiesc în satul Nimoreni din raionul Ialoveni împreună cu tatăl și sora lor de 16 ani. Mama e plecată la muncă peste hotare. Vă amintim că ploile torențiale din Republica au făcut mai multe victime, dintre care două au decedat. Proprietarii mașinilor cu numere de înmatriculare bulgărești și lituanene au noi vești de la guvern. Șoferii care au intrat în țară până la 4 aprilie curent mai au dreptul să se afle pe teritoriul Republicii până la sfârșitul acestui an. Noua lege care prevede aflarea în țară până la 90 de zile pe an va intra în vigoare pentru aceștia din 1 ianuarie 2012. Astfel, până la 1 ianuarie 2012, conducătorii automobilelor cu numere străine vor trebui în continuare să iasă din țară la fiecare 30 de zile. Pentru deținătorii de bună credință a autoturismelor mai vechi de 7 ani de zile înregistrate în țări terțe, intrate în Republica Moldova până la data de 4 aprilie, vom extinde termenul de beneficiere a condițiilor de până la 4 aprilie, până la 1 ianuarie 2012. Filat a mai propus de asemenea ca pentru persoanele cu dublă cetățenie termenul de aflare de 90 de zile permis pe teritoriul Republicii Moldova să fie extins până la 180 de zile. Aceasta ține de o nouă inițiativă legislativă, urmează să o prezinte instituția, despre cazul dat Ministerul Finanțelor, discutată, aprobată la guvern și ulterior transmisă Parlamentului. În luna aprilie, mai mulți proprietari de mașini cu numere de înmatriculare bulgărești și lituaniene au protestat în fața executivului împotriva noilor modificări operate în codul vamal și au blocat unele trasee naționale. Potrivit noilor prevederi, șoferii sunt nevoiți să-și scoată automobilile din țară după 90 de zile de aflare pe teritoriul Republicii și să intre abia după 9 luni. Vor pământul înapoi. Un grup de locuitori din satul Molovata au pichetat Curtea Supremă de Justiție în semn de protest față de deciziile instanței de apel. Oamenii se plâng că mai multe terenuri din sat au fost date unui antreprenor, iar ei nu vor mai avea căi de acces la Nistru. Întreprinzătorul se apără și spune că vrea doar să amenajeze terenul. Sătenii din Molovata îl acuză pe directorul întreprinderii Agrolinda că pretinde abuziv și ilegal la 206 hectare de pământ ce aparțin satului. Oamenii spun că acesta ar deține dreptul legal doar asupra 7 hectare, suprafață pe care sunt amplasate câteva construcții. Mai mult, localnicii declară că directorul nu și-a onorat nici angajamentul de a amenaja teritoriul, așa cum a promis cu 7 ani în urmă. De către o firmă, SRL Agrolinda, au fost prin licitații procurate construcțiile. Construcțiile care ocupă o suprafață de 7 hectare, dar dumnealor pretind la 206 hectare. Conform legii, terenul aferent se atribuie de Consiliu, dar Consiliul nu poate să-i atribuie 206 hectare. Ne aflăm a treilea oară și vrem dreptate. Pământul aparține satului Molovata. Vrea tot 206 hectare, dar pământul aparține satului Molovata. Și noi nu cedem. Ei, dacă ar să iei pământul cum vor iei arenda, să închidă accesul la Nistru, dar acolo tot satul duci să odihnește, o zonă verde. Pe de altă parte, Valeriu Mundrea, directorul întreprinderii Agrolinda, susține că nu poate efectua lucrările de amenajare promise până nu se pronunță o decizie finală și irevocabilă de către Curtea Supremă de Justiție. Nu merge problema la cumpărat, chiar că dosarul în arendă. Eu vreau ca să reabiliteze înapoi iazurile, să pună pompe pentru apă, că îmblă cu minciunile, cu prostieca, cu toate televiziunile, cu... Este aberație, este de lor, mă rog. Eu sunt cumpărător de bună credință a clădirilor. Am participat la licitație, care este iscăliturile primarului, toți care îmblă muia consilierilor, că da, nu sunt împotrivă. Sunt ideea. Ședința de judecată de astăzi a fost amânată pentru data de 6 iunie, deoarece reprezentanții ambelor părți nu s-au prezentat în instanță. Protestul șoferilor a ajuns în pragul Curții Supreme de Justiție. Peste 200 de microbuze au blocat străzile aferente, iar șoferii nu au pornit motoarele până la ora 15. Aceștia se tem că vor rămâne fără lucru dacă instanța supremă va lăsa în vigoare hotărârea Curții de Apel. Potrivit acesteia, 12 rute de microbuz urmează să fie gestionate de un singur agent economic. Curtea a amânat însă ședința. Oamenii n-au putut, și n-au putut, și trăiau.
Șoferii nu își vor relua activitatea până la ora 15, atunci când urmează să aibă loc ședința de judecată la Curtea Supremă de Justiție. Mai mult, ei amenință cu blocarea bulevardului Ștefan cel Mare în cazul în care nu vor avea câștig de cauză. Ținileze cum a lucrat, să adunileze hotărârea Curții de Apel, care a fost câștigată pentru dumneavoastră, să ne lăsăm pe noi regimul nostru de lucru, să activăm noi normal, să ne facem bucățica de pâine. Cum poți să faci licitație, să iei omului bucățica de pâine și să te treacă la altă firmă fără să te întrebi? Lasă să fac colhoz în altă parte, dar nu să-l fac aici. Dar asta nu-i democrație, că să facem colhozurile din noi. Că el a cumpărat mașina și el trebuie să muncească și să-și hrănească familia și să plătească la pensionieri, la fondul social. Că ei nu plătesc la fondul social. Aici este o venit numai de cei care se facă, cum zice turcul, țap țarap. Trebuie să-mi spune cu 5 ani, nu vă investiți banii în ramura dată. Că eu mă ducem și-mi găsem altă parte. Eu am mea trăiesc în cameră, în cămin, apartament n-am, am rămas cu mașina. Fără mâini, poi mâini, poți rămâni și fără loc. În timp ce protestatarii cereau câștig de cauză la Curtea Supremă de Justiție, șoferii care doreau să parcheze prin preajmă au trăit un adevărat coșmar. Unii din ei au ales chiar să parcheze neregulamentar, blocând accesul la drumurile aferente sau trecerea altor automobile. Dumneavoastră ați parcat aici? Vă creează probleme și șoferii de microbuze? Da. E astfel și apără dreptul, adică susțineți? Da. Dumneavoastră ați parcat aici automobilul? Da. De ce? Suspect. Dar nu cred că este o parcare tocmai potrivită sau legală, nu? Nu, nu. Iau problemele lor, noi problemele noastre. Noi suntem la lucru, ei tot la lucru. Și nu vă deranjează că ei protestează în așa mod? Nu știu, eu cu trolibă spun. În proteste au fost implicate peste 200 de microbuze. Numărul total al vehiculelor transmise în rezultatul licitației unui alt agent economic se ridică la peste 1000. Se caută o hoață. O tânără a fost surprinsă de camerele video într-un local din capitală, în timp ce sustrăgea un telefon mobil. Polițiștii nu au identificat încă hoața, de aceea apelează la ajutorul comunității. Angajații Comisariatului de Poliție Centru solicită informații despre tânăra care apare într-o înregistrare video. Necunoscută a fost surprinsă în momentul în care a intrat în bucătăria unei cafenele din centrul capitalei. În imagini se vede clar că persoana intră în încăpere, se uită cu atenție prin părți ca să nu fie observată de cineva, după care părăsește localul cu un telefon mobil în mână. Incidentul a avut loc pe data de 21 mai curent. Polițiștii au fost sesizați de către victimă, care a declarat că din buzunarul sacoului personal a dispărut telefonul mobil în valoare de 2500 de lei. În cazul în care suspecta va fi identificată și reținută, ea riscă să fie cercetată penal pentru furt. Dacă ați recunoscut suspecta, sunați la 902. Copiii aflați în conflict cu legea au șansa să fie tratați prietenos în procesul de urmărire penală. Astăzi a fost lansat un ghid special pentru procurorii care instrumentează cazuri cu implicarea minorilor. Scopul publicației este de a diminua numărul copiilor care sunt judecați și ajung în detenție prin aplicarea măsurilor alternative de corecție. Ghidul cuprinde principii și recomandări din actele juridice naționale și internaționale privind abordarea prietenoasă a copiilor aflați în contact cu justiția. Autorii pun în prim plan demnitatea personală, nevoile și drepturile copilului. Evident, drepturile copilului în toate cazurile prevalează și în toate hotărârile Curții Europene, unde sunt implicați copiii, Curtea menționează, reiterează permanent că interesul superior este al copilului. Dacă vorbim de părinți, dacă vorbim de anumite probleme ce țin de stat sau altceva. Ghidul reamintește procurorilor că, potrivit codului de procedură penală, reținerea minorului, precum și arestarea lui, se face doar în cazuri excepționale, atunci când au fost săvârșite infracțiuni grave. Autorii cred că impactul măsurilor alternative, cum este medierea sau împăcarea părților, va fi unul pozitiv pentru viața de mai departe a copilului aflat în conflict cu legea. Reieșind din acest ghid care a fost prezentat astăzi, pe noi ne interesează impactul calitativ care va avea ca rezultat, anume în urma implementării sau aplicării recomandărilor care sunt sau îndrumărilor care sunt în această lucrare. Children have the best chance of learning from their mistakes by simply placing the child in jail where they will simply learn how to continue to commit crimes. Autorii publicației, experți la Institutul de Reforme Penale, intenționează să elaboreze un ghid similar și pentru polițiști. Continuăm cu alte știri. Germania a anunțat închiderea